a început liturghia voastră. După cum prea bine știm, liturghia nu poate fi săvârșită doar de preotul singur. Are nevoie cel puțin de un cântăreț. Așadar, liturghia se săvârșește în comunitatea creștină care dorește să trăiască într-o comuniune desăvârșită cu Dumnezeu și cu sine. Ce înseamnă liturghia voastră? În primul rând, liturghia voastră înseamnă un parcurs. De pildă acela pe care l-au făcut ucenicii Domnului Hristos de la Ierusalim la Emaus, vorbind despre Luca și Cleopa. Ca însoțitor, avându-L permanent pe Domnul nostru Iisus Hristos, chiar dacă ochii lor erau ținuți ca să nu urmească. Acest parcurs, ca la 60 de stadii, este cel în care Iisus Hristos le descoperă tainele credinței. Și apoi, în cele din urmă, se descoperă pe El însuși în taina Sfintei Euharistii. Așadar, liturghia voastră înseamnă parcursul unei vieți cu Domnul Hristos, în care să învățați și să cunoașteți tainele lui Dumnezeu și să-L descoperiți pe El. În taina Sfintei Euharistii și mai desăvârșit, așa cum o spunem, în liturghia euharistică, atunci, la sfârșitul veacurilor, când vom ajunge să ne bucurăm de plin de Dumnezeu și de comuniunea cu Sfinții Lui și cu oamenii mântuiți. Ce înseamnă liturghia voastră? Înseamnă epicleză. În fapt, a treia rugăciune de la slujba comuniei are și această valoare. Atunci când v-ați unit mâinile, v-ați unit și destinele în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Ați devenit una. Epicleza perpetuă și continuă pe care trebuie să trăiți în viața voastră. Veți descoperi această taină pentru că omul este într-o continuă devenire. Cu atât mai mult atunci când doi oameni își unesc destinele în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, dorind să ajungă la deplinătate. Ce înseamnă liturghia voastră? Înseamnă euharistie, împărtășire de Domnul Hristos, dar și împărtășire unul de celălalt. Veți învăța pe deplin, într-o căsnicie adevărată, ce înseamnă luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Pentru că am să continui și am să vă întreb și am să vă spun, am să vă întreb retoric, ce înseamnă liturghia voastră? Înseamnă jertfă pe altarul familiei. Pentru că fără această lucrare nu există sorț de izbândă, nici în ceea ce privește o căsnicie, o familie, nici în ceea ce privește mântuirea sufletului. Așadar, liturghia voastră înseamnă jertfă pe altarul familiei, asemenea Domnului Hristos pe care îl avem permanent în față. Dacă acestea pe care vi le-am spus le veți avea înaintea ochilor voștri duhovnicești, cred eu că
este un plus care vă va ajuta să deveniți și să reușiți să vă împliniți așa cum dorește Dumnezeu și spre bucuria oamenilor. Trebuie să nu uitați că de acum înainte trebuie să vă împărtășiți din liturghia nașilor. Așa cum v-ați împărtășit până acum din liturghia părinților voștri după trup. Și trebuie să vă împărtășiți și din liturghia tuturor oamenilor din această lume. Și mai ales dacă și noi nădăjduim că va fi, veți ajunge să slujiți biserica și Sfântul Altar. Acum, rânduiala firească este să lăsați pe tatăl vostru și pe mama voastră, așa cum se spune la Scriptură. Deși tatăl vostru și mama voastră nu și-au încheiat datoria, ați auzit spunându-se că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor. Sigur că nu m-am referit numai la părinții voștri după trup. Dar mă gândesc eu, în calitate de duhovnic, de părinte duhovnicesc, că liturghia mea nu s-a încheiat în ceea ce vă privește și se va continua. Și că noi, toți cei care astăzi am slujit taina Sfintei Cununii, vom face pe mai departe parte din liturghia pe care voi ați început-o. Pentru că voi ați devenit una și mai aveți nevoie măcar de un cântăreț la liturghia voastră. Și noi, preoții, din mira lui Dumnezeu, avem puțină voce. Și dacă nu vom cânta cu vocile noastre, am învățat să cântăm cu inima și am învățat să vibrăm și cu cei care se bucură și cu cei care plâng. Acestea fiind zise, mulțumim Preasfințitului Părinte Vasile pentru acest moment deosebit de a veni în mijlocul nostru și de a binecuvânta căsătoria celor doi și le mulțumesc părinților împreună slujitori. Nu sunt eu socru mare, dar sunt părintele celor doi și cred eu și o mărturisesc că am fost și m-am străduit să fiu mai mult decât un părinte duhovnicesc sau cu plus de măsură. Acestea fiind zise, Dumnezeu să vă binecuvinteze viața și să fiți fericiți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Binecredincioșilor creștini, Dumitru și Maria Raluca, ce s-au însoțit acum prin taina nunții, nașilor, părinților și tuturor celor prezenți la săvârșirea acestei sfinte taine, dă-ne, Doamne, și